mașina, trebuie să mai vii un pic pe la mine. Eu mare a femeia ta, așa ceva nu se poate. Taci din gură! De ce să ta? Pentru că e problema și a mea, eu sunt șefa ta și taci din gură, da? Stai pe loc, mă! Ia uite ce dragoste, băi! De unde a apărut? La canal de amă. Să fii sănătos cu canalele voastre, pentru ce eu țin canalul ăsta, vă bine pace, viața mea, ok? Ce-mi faci tu mie, mă? Tu ești șef? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Că ești prost, da? Nu pleca, mai nu pleca! Dacă ea a vrut, eu am acceptat că eu sunt bărbat și mie îmi plac femeile, da? Și de ce stai mai aia cu tine? Pentru că sunt bun, de-aia! De ce? Sunt șmecheră și pot. Da. Ernest Francis, canal D. Aveam întâlnire la ora 10. Sănătate, bine v-am găsit. Mă bucură, poftiți înăuntru la mine, vă rog. Mulțumesc frumos. E casă de oameni aici, da? Pare bine. Poftiți. Colegii mei. Ioana, uite pe cine am adus, pe domnul Ernest. Îmi pare bine, domnule. Poate ne rămâniți și pe noi. Uite, v-am făcut o cafea. Sper să... mulțumesc frumos. M-a luat și emoțiile, numai la ce trebuie să vă spun. Și poate ne rezolvați cumva, ne lămuriți și pe noi, că nu știm. Poți să las haina aici? Da, poftiți. Vă rog frumos. Mi-a spus soțul dumneavoastră în linii mari în că linii ar fi ceva legat de băiatul dumneavoastră, de Sebastian și de soția dânsului, de Oana. Eu nu sunt lămurită cu ei, cu comportamentul lor. Ei sunt de 5 ani împreună. Băiatul meu a fost și plecat o perioadă, tot așa pentru bancă, și-au făcut și eu un împrumut în bancă să-și facă o casă. Asta ca orice tânăr, știți cum e? Realitatea zilei de astăzi. Așa. Și din cauza acestui lucru n-a avut un an de zile servici, pentru că l-a pierdut, s-a dus în străinătate până a venit, până a găsit, un an de zile așa. Și n-am ce reproșa norii mele. Ea a muncit, ea a susținut... De cu ce se ocupă? Este manicuristă, pedicuristă și mai lucrează și peste, în weekenduri, în sâmbătă, duminica, chiar și pe la noi pe stradă, mai are cliente, ca să scoată un ban în plus. Și asta am apreciat la ea. Dar nu-i permis la ea sâmbătă, duminica să nu fie acasă. Vine seara târziu, ca a fost lipsește în fiecare sâmbătă, în fiecare nu, duminică? Nu, el vine acasă, de ea lipsește în fiecare sâmbătă. Care bani, care nuntă, care botez, care pădracu. Fiecare sâmbătă, în fiecare duminică. Dar spune-i, e sâmbătă, duminică aici la noi. M-am gândit. Păi și ei cum funcționează ca și cuplu, dacă ea e mereu plecată? A fost bine înainte, acum de un an, doi, spun că nu funcționează. Eu cel puțin am constatat eu. Nu funcționează chiar așa, nu poți să-i reproșez. Că bun, ok, aduci bani în casă, dar dacă se alege praful de căsnicie aia, la ce bun că mai aduci bani în casă? N-am văzut bani la ea, domne. Când o cauți, n-are nici bani. Că îi spun, luați-vă și voi, ne luăm noi un lucru în casă. A, ce las că ne rămâne nouă. Nu, luați-vă voi, să fie luat de voi, nu să așteptați să mor eu să... Adică eu mai glumesc și spun niște adevăruri. Ea nu se simte, niciunul nu se simte. Că eu îmi place să glumesc, să spun și adevărul prin glumă. Uite, da, este și asta o artă. Fiecare defectului. Dar ea prea, ea nu, ne certăm, eu mă cer pe ea, că ea tu mi-a parcă e dat la inimă. Măi, ei nu se înțeleg de doi ani, spune-i omului, trebuie să știe ce. Dumneavoastră, dacă vreți să ne ajutați, ajutați-i așa, vă rog. Eu vă ajut cu mare drag, dar încerc să înțeleg. Verificați în mod special ultimii doi ani jumate așa. S-a schimbat ceva între ei, ce nu știu. Ei nu se mai, înainte să luau de gât, să pupau jugul-lugul, nu știu cum, jugul-lugul, cum se spune, jugul-lugul. Chiar ne bucuram că și mie mi-era drag. Că... Dar tu n-ai observat ce se întâmplă între ei, spune treaba asta. Da, asta, pe noi asta suntem nelămuriți. Nu cumva băiatul meu, eu mă gândesc la băiat, fiind bărbat, o fi... Călcat strâmb, să zic așa. Fii bărbat, să zicem. Dar ca să ne lămurim noi, pentru noi, pentru liniștea noastră, ar fi foarte bine să-i urmăriți pe amândoi. Fără adică, dacă se poate. Ca să știm ce facem. Salut! Salut! Hai să dăm câteva ture. Să te pun puțin în temă cu ceea ce o să facem săptămâna asta. Unde mă trimiți? Apelat la noi familia Ciubiciu. Au probleme cu băiatul lor, cu Sebastian. El este căsătorit de 5 ani cu o fată pe nume Oana. Doamna Nina ține cu nora ei, cu Oana, și domnul Bebe ține cu Sebastian. Pe ea și pe el, am zis. Da, e ciudat. Muncă dublă, asta e. Va trebui să pui mai mulți băieți la treabă. Da, mă rog, clientul nostru, stăpânul nostru. Da. Știi cum e? Cert e că fum fără foc nu iese. Clar. Ora 7:45. Bună dimineața, pui. Bună. Pentru tine o fi bună. Ia descurc cu fata la ceaceaf. Păi nu
vorba că m-am sculat pe față la cerțcaf. Chestia e că ce viață mai avem noi? Te-am supărat cu ceva? Te-am deranjat cu ceva? Tu ar fi trebuit să observi chestiile astea, nu să ți le spun eu. Să te gândești că oare de ce sunt așa de schimbată, că oare de ce mă comport așa? Nu te-ai gândit un pic că ce am, că așa de nebună eu nu mă schimb și nu fac figuri și alte chestii. Să comunicăm, spune-mi ce s-a întâmplat. Să comunicăm, eu am încercat să comunic cu tine de 100 și de 1 milion de ori. Tu, ba vii obosit, ba vii târziu, când vii tu, plec eu, când plec eu, vii tu. Ce vrei să facem? Spune-mi și mie că în permanență, deci eu, vezi foarte bine că șeful întotdeauna mă cheamă mai non-stop, hai că avem treabă, du-te și fă și treaba aia, mai fă și pe aia altă. Toată ziua, bună ziua, vii târziu, seara, acasă, târziu, pe de așa. Să spui că te ține șeful până târziu, că nu prea cred. Văd că nu mă pot înțelege cu tine, că nu putem să comunicăm. Deci tu cauți orice, cauți ceartă acum, cum o chestie că nu crezi. Văd că nu mă fac înțeles. Normal că nu te faci înțeles dacă nu știi să comunici cu mine. Eu încerc, nu vezi că încerc să fac să fie bine. Poți să pleci la muncă, lasă-mă, du-te la servici, du-te unde. Dar du-te tu la servici, că și eu mă duc, știi foarte bine. Nu trebuie să-mi spui tu mie și mai ales pe tonul ăsta. Plec și bag picioarele în toate, fă-ți sandwich-uri, fă-ți, uite, pune. Că ție niciodată nu ți-o plăcut și nu ți-o convine nimic. Se pare că părinții au dreptate. În casa tinerilor avem ceartă și tensiune, chiar la prima ora dimineții. Iar Oana pleacă nervoasă de acasă. Alo? Uite, m-am citat ea cu nevastă, mai avem discuții prea, știi cum, problemele noastre. Ideea e că astăzi, să știi că clar, nu pot să vin, deci chiar nu pot. Deci asta e. Pa, pa. Cum subiectul discuțiilor din casă este lipsa lui Sebastian de acasă, detectivii își pun acum o întrebare firească. Să-și fi găsit bărbatul pe altcineva? Rămâne să descoperim! Din informațiile primite, am aflat că Oana este manicuristă la un salon în zona Constantin Brâncoveanu. Are un program de 8 ore pe zi și 2 weekenduri libere pe lună. Iar Sebastian lucrează la o firmă de tipizate. Este băiat bun la toate și are un program de 10 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Pentru a afla cât mai multe detalii despre cei doi soți, detectivii au montat camere de supraveghere și la locul de muncă al acestora. Ora 9:40. Hai să-mi spun despre cei care. Ia te treci. Da. Trebuie să-mi fac niște cumpărături. Ok. Să nu uiți de facturile care le-am, pentru că vreau să le plătim. Da, și utilitățile și... Da? Te rog frumos. Și să-mi dai un telefon când ai terminat. Da? Da, șeful, cum să vă? Cheile de la mașină? Da. Hai. Buf, să trăiți. O zi bună, să vă date dacă vedeți. Salut. Asistent, secretar, depănator tehnic, șofer, Sebastian aleargă cât e ziua de lungă pentru a îndeplini toate sarcinile date. În tot acest timp, Oana... Fii atentă, uite, și-a găsit asta amant. Hai mă, lasă-mă, tu crezi că oricine poate avea amant? Ce de ziua de și femeile în șară, da, au amant. Da, dacă să ai amant, trebuie să fii deșteaptă. Trebuie să știi să ascunzi vorbești urmele. Vorbești prostii. Nu, trebuie să știi să ascunzi urmele. Ascultă-mă pe mine, să știi să faci lucrurile perfect. Fată, o ce? Femeie înșală pentru două lucruri în viață. Ia să vedem care. Pentru bani și cel mai mult contează sexul. Păi bineînțeles, normal, dar pentru asta să fii deșteaptă, ți-am mai spus. Trebuie să știi să ascunzi foarte bine lucrurile, trebuie să știi, da, să te comporți ca și cum s-ar fi întâmplat nimic. Sunt multe, nu oricine. Ce ziar le scriu că asta e, asta e meseria lor, dar... Nu e așa ușor, crede-mă, știi? Hai, fata, nu, să fata, lasă-mă să-și trăiască viața până la urmă. Stai un pic, mă sună cineva. Ok. Da? Da, ia, uite bine pe aici, tu? Sigur că da, bine, uite, chiar acum pornesc, oricum n-am clienți, n-am pe nimeni. Bine, hai că pornesc, îmi strâng pe aici astea și pornesc. Bine, hai că vin, te pup, pa, pa. Cine e? Ia, uite, o clientă, trebuie să mă duc să... se fac unghiile. A, ai treabă. Da, păi dacă așa n-am pe nimeni, la fix o pică și telefonul ăsta. Na, da, deci asta zic. La cine? Degeaba... Toată lumea înșală, până la urma urmei, asta e viața, da, ce să facem. Da. Ei, lasă tu ziarele, ți-am spus. Ziarele trebuie să scrie și ele, că asta e, n-o ce facem. Și cum banul este mai important decât bârfa de la locul de muncă, își strânge lucrurile și pleacă. Ora 17:30. Ajunge în Popeștile Ordeni. Intră într-o vilă. Cum orele trec una câte una și timpul de manicură și pedicură este cu mult depășit, detectivii se hotărăsc să vadă ce se întâmplă. Dar au parte de o surpriză de proporții.
În loc să-și facă datoria de manicuristă, ea stă în brațele unui bărbat, nimeni altul decât șeful lui Sebastian. Cum s-a ajuns aici? Și cum se lasă Oana dezbrăcată, sărutată și răsfățată de un om cu mult mai în vârstă decât ea? Imaginile obținute cu greu răstoarnă tot firul investigației. Salut, ce faci? Hai să-ți dau o veste. Ghiși cine-i vinovatul? Aș pune banii pe soțul nostru, pe Sebastian. Nu, greșit, soția Oana. A, deci hoțul vină hoțul. Cam așa ceva, dar știi cu cine e? Cu șeful lui Sebastian. Dar nu înțeleg unde a ajuns Oana să-l cunoască pe șeful lui Sebastian. Nici eu nu-mi dau seama, dar cert e că ea a plecat de la serviciu la o clientă acasă, în ideea că o să-i facă o manicură pedicură și a ajuns în patul lui. Deci aici erau prezentele. Probabil că da. Haideți să încercăm să aflăm mai mult. Păi rămân pe urmele ei și cum aflu ceva mai multe detalii, te sun, da? Bine, lăsim de tot. Plăcere, ceva. Ora 22:10. Pleacă din brațele amantului și se întoarce acasă. Ca și cum apa spală păcatele, femeia dă fuga la duș. Câteva minute mai târziu... Oh, ce frumos e aici, acele români de pământ! Ia uite și frâișcă, vai, draga mea, de acele! Ce? Unie! Hai că vin și eu! Lasă, nu mai vezi tu, cam asta! De ce? Lasă-mă, cam asta, sunt așteia ta, îmi te rog să apasă! Hai, dragostea mea! Hai, lasă-mă, 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 tot timpul, aștept, aștept! Lasă-mă, dispar, lasă-mă, face! Am pregătit de cine aici, așteptându-te și tu tot ăsta! Lasă-mă, face! Cu asta-i serviciu, dacă șeful m-a chemat să-i fac... Hai, lasă-mă, cu șeful! Hai, oana! Dă-mi propocul, face și gata, hai, lasă-mă! A așteptat de a prins rădăcini. Cum hoțul strigă hoțul de fiecare dată, tot ea începe reproșurile și cearta. Cât de perfidă poate fi? Vine din brațele altui bărbat și tot ea e nemulțumită. Rușine Oana. Ora 8:35. Cum vinovatul în această căsnicie este Oana, detectivii hotărăsc ca ea să fie mai mult monitorizată ca să înțeleagă care sunt motivele acestei trădări. La un moment dat, în fața salonului de cosmetică, apare șeful lui Sebastian. Se poate? Da, cum să nu se poată, sigur. Bună, scumpă, ce faci? Bună, da, ia, uite. Acum am... Uite ce decolteu azi pe tine. Cum? Te-ai făcut pentru mine? Aaa, știam. Și pe pentru tine. Bravo, fii atent, ți-am adus. Hai, mă, iubire, iară. Ia uite aici. Ia uite aici. Da, tu știi că mie îmi plac foarte mult. Și nu-ți place? Ba da, păi mă refuz tu. Preferate și îți mulțumesc. Da, știi, deja, nu știu, e prea bătător la ochi, parcă... De ce? Te explică, păi, da, care e problema? Nu știu, ăsta a mea parcă începe să, nu știu, să se uite așa chiorâș, adică mă duc, hai că e ziua mea, ok, am primit. Când a venit șefa din Turcia, ne-a adus la fiecare... Și nu ți-a plăcut ce ți-am adus? Da, iubire, cum să îți mulțumesc, da. Nu știu, e prea bătător la ochi și n-aș vrea să avem probleme. Hai mă, lasă, că ce probleme să ai, mă, nu există. Uite, să propun ceva. Ia, spune. Dacă tu vrei să faci cadou și să-mi dai de toate, uite, facem altfel, să ne acoperim, știi, să nu se prindă nici a ta și să nu se prindă nici ăsta. Ia, spune, ce? Nu știu, mărește salariul la el, nu știu. Da, îmi place de tine, să zic. Îmi place de tine că ești inteligent. Ca altfel o să știi că nu e bine. Tu cred, ai umblat și, adică acum sper să fii numai meu cel puțin. Așa, știi, vreau să fim acoperiți și tu și eu. Mi-e și frică așa oarecum și pentru tine și pentru mine. De ce? O fie el... Hai mă, lasă că da, l-am angajat. Tu știi bine, l-am angajat pentru tine, nu? Păi și atunci... Știi, n-ar vrea să se prinde chiar așa, e prea bătător la ochi, știi? Ok. La mine promisiunile se îndeplinesc, tu știi, nu? Da, știi că și la mine, nu e de problemă. În regulă. Ok. Ce se întâmplă? A venit ție, da. Stai liniștită, nu-ți fă probleme. Ea știe că sunt aici, da? Informațiile vin ca un tăvălug. El îi oferă cadouri tot timpul. Este însurat. L-a angajat pe soțul ei la firmă și o place pentru că știe să fie diplomată. Exact cum a spus Iaco o zi mai devreme. Ca să ai amant, trebuie să fii deșteaptă. Și se pare că este, din moment ce în fața amantului stă cu un decolteu generos expus,
și când vine soția acestuia, se acoperă și își vede liniștele de treburi. Uite așa mă gândeam, de ce tu mai acum trebuie să vină și să crești tu aici? Bună! Ei, bună! Ce faci, bine? Bună! Uite, am venit să fac un spectacol. Ce faci, fată? Cu treaba. Cu treaba? Uite ce să fac, am venit și eu la coafor și mi-a zis mare că ești aici, bine, știi? Foarte dar de ce mi-ai zis că ești aici? Păi nu ți-am spus că ce dimineață cu treburile, cu una, cu alta, m-am luat și am venit repede, da. Îi zici și de pedicură? Fac, sigur că de asta se ieși. Trebuie să-i faci pedicura, că... Și să lucrez foarte bine, mai ales la dumneavoastră, adică... Ok, hai să mă duc să mă coapez un pic și... Bine, să ne vedem după aia, da. Hai, grijă de el. Da, să-ți mai zi bună, la fel. Bună. Tu ai încredere în mine, da? Hai, lasă, hai să-mi faci picioare. Da, ok, hai că ți le fac. Hai că vin imediat. Rămâne o întrebare. Cum au ajuns cei doi să fie împreună din moment ce și soția șefului este tot clienta aceluia salon? Vai, doamna, dar ce frumos vă stă! Super! Sper că nu sunteți frumoasă ca de obicei. E normal, știi, foarte bine. Cu orice vă bine, doar știți. Păi, auzi, l-ai făcut pe bărbatul meu? Da, l-am făcut foarte bine, o să vedeți de seara. Ai făcut călcâiele alea cu masă, păcit azi noapte. Ca la un copil mic. Serios? Da, o să vedeți de seara, doar când ajunge acasă. Scuză-mă că îl mai țin pe bărbatul așa peste program, pentru că am avut niște probleme cu mama bolnavă și l-am cărat mai peste tot după mine. Puteți să-l țineți cât doriți, că doar bani nu e niciun fel de problemă, doar muncește, nu doar nu ține degeaba. Da, muncește, dar nu prea muncește cum trebuie, dar îl țin, că n-am, e milă păi de el, știi? Știți cum e, mai greșește, că na, asta e, dar așa e el mai mulus, mai... Știți cum e, decât să se miște repede și să nu facă treaba bună, el totuși și-a văzut că face, adică știe și el care are nevoie de bani, vă respect, așa cum vă respectăm amândoi de altfel. Da, am înțeles asta. Stai liniștită, n-ai pentru ce. Respect. Un cuvânt pe care Oana îl rostește cu ușurință, însă nu știe semnificația lui. Femeia i-a făcut un bine. L-a angajat pe Sebastian la firma soțului ei, iar ea s-a încurcat tocmai cu patronul. Asta dă recunoștință și respect. Și cum promisiunile amanților se țin întotdeauna în biroul lui Sebastian? Uite, pentru ceea ce facem plus, pentru că nu te pot plăti la salariu, uite, îți dau niște bani. Da, mulțumesc frumos. Dar să spun o treabă. Da. În seara asta, la o oră 8, trebuie să mergi la un client. Ia, să-i faci computerul. Da. Da, dar știți... Se poate că aș vrea să spun și eu de vremea acasă. E cam... La clientul ăsta trebuie să mergi neapărat, pentru că este un client important și nu putem să-l pierdem. Și eu te înțeleg și uite, te ajută, da? Ok, da, da, șeful, bun. Să nu uiți ceva. Ce anume, spuneți. Când termin, să mă suni. Vă sun, șeful. Bine, să luați o zi bună, să trăiți. Să mergi bine, mai da? Bine, la revedere. La revedere. Dacă ar ști că banii primiți de la șef nu sunt pentru serviciile lui, ci pentru prestația soției sale din dormitor, sigur nu s-ar mai bucura atât. Iar lucrarea după program nu înseamnă decât un singur lucru. Timpul pe care șeful îl petrece cu amanta lui. A fost așa dor de tine să te văd. Și mie la fel. Gândește-te. A mea plecat. Da? Da. Pe al tău l-am trimis deja la muncă, ăsta până la ora 8 seara, la 9. Excelent. Da, e perfect. Super. E pentru noi, să știi. Să zic ceva. Deci, doamne, nu știu, nevastă ta asta e culmea. Când îi prindea cineva cu placa. Băi, dar nu. Deci cum poți să-ți dai, mă, cu așa ceva, doamne? Iartă, mi-i picau gelele. Deci, doamne, iartă-mă. Și asta cred de Miss Univers, știi? Aha, aha. Cum poți să-ți dai cu așa ceva, jur? Ascultă-mă. Tu știi foarte bine povestea cu ea. Tu știi foarte eu bine. Știu, da. Că e cu ochii umflați, cu capul sus, cu capul în jos. Chiar și tu n-ai văzut-o până acolo. Femeie, i-am spus, stai acolo, cu banii pe tine, cu fă ce vrei, lasă-mă în pace, nu mă mai primi. Ai înțeles? Acum am înțeles? Doamne, iartă-mă. Nu pot să mă opresc din râs, că mă gândesc ce-n fața, doamne, iartă-mă. Lasă-i pe ei, hai să ne gândim la noi. Ce faci? Vrei să mergem la mine? Vrei să mergem la mine? Păi... Da, hai că mai plecat, că știi că ești plecat frumos. Dacă ești cu minte, faci ce vrei tu? Și cum un om însurat este mereu cu minte în brațele amantei sale, cei doi pleacă de la restaurant, bucurându-se unul de celălalt. Faci tu mie, mă! Tu ești șef? Nu ești tu, nu? A, îți place e asta. E una care seamănă cu tine, tot manicuristă. Aia îmi place mie, da! Așa, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Că ești prof, da! Nu pleca, mă, nu pleca!
pleca! M-ai trimis la specializare pentru ce? Să te cuști cu nevastă? Păi dacă ei îmi place, eu o fac, băi! Dacă ea a vrut, eu am acceptat că eu sunt bărbat. Și mie îmi plac femeile, da? 90-60-90! Un căsătorit! Hai mă cu mine! Hai să ia! Hai să-ți vezi ce face surpriza am pentru tine. Ia uite, uite ce ne-a dat șeful. Păi, la 12 milioane 500 șeful, dar 500 am cheltuit și eu, că mă, am avut mici dacuri. Da, nu e nicio problemă. Ia, să vedem ia, dacă poftim. Tot... Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da, fain. Sigur nu mă înșel, da? Cum să te înșel, Doamne, ferește. Păi, dai seama, am pus și eu întrebări și alte chestii. Nu, n-ai de cum să te gândești la ceva, niciun caz. Știi că te iubesc mult de tot, nu? Știu. Cum poate să-l iubească pe Sebastian și gândul ei să fie la cel care o finanțează? Oare relația cu șeful soțului ei este una doar de interes? În orice caz, un lucru este evident. Pentru Ana, iubirea de bani este cu mult mai mare decât dragostea pentru soțul ei. Rușine! Ora 12:20. Deși este sâmbătă și ar trebui să stea acasă lângă soțul ei, Oana își face de drum. Cu o rochie exagerat de scurtă, pleacă de acasă. Ajunge în zona Berceni. Intră într-un magazin. După 40 de minute... De unde vii, drag, așa gătită? E treaba mea. Încotro te duci. Treaba mea. Ce-i pe tine? Păi... Zi-mi de tine. Ce să zic, am și o treabă, ce? Unde, unde, cu cine? Am pus eu niște cumpărături. Da, și? Hai ce am cumpărat? Ia arată, ia arată. Păi uite, mi-am luat niște cătușe. Știi ceva? Vreau să-mi ești nebună de legat. Uite. Nu ești sănătoasă la cap. Vreau să le... Vreau să-ți depăcesc de cap, mai tare. Uite, ce mi-am mai luat. Deci, când o să le vadă, o să fie... Eu sunt convinsă, o să aibă ochi ca ochii de Melco, să-i facă ochii. Da, precum uite. Melco. Roz, culoarea lui preferată. Și am mai luat unul ca să nu fie, știi, să nu fie prea simplu așa. Speriat, uite, un mov, merge și culoarea foarte bine. Cu push-up, știi, adică nu așa. Ești sexy, Marioara. Da, mie îmi spui? Ai prins peștișorul de aur, crezi știi eu că trebuie să-l îndebunești acum. Până la urmă, nevastă mi l-a pus pe tavă. Așa. Ea mi-a vândut foarte, un pont foarte bun. Știi cum e? De ce să dea banii la altele? Abia să-mi dea mie. Bravo, să mie deșteaptă, arăt bine, am școli, degeaba îmi zice că n-au școli. Ba, da, uite, eu am școli și pot să bag orice bărbat în buzunar. Ce mai vrei să obții? Cât mai multe și, în primul rând, primele dintre ele, până la urmă, să zic așa, e mașina. Ia, nu ești, da? Nu. Nu prea puțin. Cum crezi, bravo, că, crezi că așa? Păi și cum să-ți o dea ție sau cum? Păi da, știi, să mi-o dea mie, dar așa știi, ca și cadourile și banii, așa mai cu subînțeles, adică le de lui ăsta meu. Cu interes de servici. Așa că ești deșteaptă. Păi dacă nu-ți îmblăca până ziua de astăzi, ce crezi? N-ajungi nicăieri. Iar Oanei clar i-a umblat capul. A vânat un peștișor de aur chiar la salonul unde lucrează. L-a pus să-l angajeze pe soțul ei, ca să-l țină ocupat. Iar cadourile și primele pentru talentul din pat sunt oferite lui Sebastian pentru ca nimeni să nu bănuiască nimic. Însă a uitat un lucru, că minciuna iese mereu la iveală mai devreme sau mai târziu. Și cum scopul scuză mijloacele, Oana știe ce să facă și mai ales cum să facă să obțină ceea ce își dorește. Că te-am făcut fericit. Așa. Ce să zic, merit și eu ceva, nu? Adică... Ce vrei, scumpă? Ia păi, merit și eu mașina aia, adică... Stai să facem tu... ceva. Întâi... Ce? Îl trimitem pe bărbatul la specializare. Așa. De 10 zile. Sunt cursurile de manager, da, pentru fonduri europene. Da. Da. Și pentru mașina trebuie să mai vii un pic pe la mine. Ce că nu trebuie să-mi spui chestia asta? Acum, tu știi când doresc mult de tot mașina asta, adică... O facem cumva și o punem pe firmă, da? Hey, salut, care era urgența? Uite-te un pic aici. Eu zic să punem punct filajului.
Ascultă, vezi ce e acolo? Frumoasă manicură îi face. Perfectă. Problema e că pe Sebastian au hotărât să-l trimită la specializare timp de o săptămână undeva la Sibiu. Sebastian ce se caută la Sibiu? Au plănuit ei să-l trimit acolo, că Oana vrea o mașină nouă. Și timp de o săptămână el stă frumos acolo și își fac de cap. Se specializează bine de tot în patul șefului. Eu zic să-i anunț. Le duci cu dovezi și eu zic să punem punct. Avem destul de dovezi. Cum le arăt eu mă la bătrâni treaba asta? Nu știu, ei cu ușorul, cu bineșorul, asta e. Asta e adevărul, trebuie să o suporte. Ei au apelat, noi trebuie să dăm dovezile clare. Dimineața la prima oră atunci mă duc la domnul Bebe, ei ne-au angajat, ei trebuie să decidă ce fac în continuare cu imaginile astea. Ok. Mulțumesc frumos. Ciao. Stai în șah că la prima oră te anunț, nu știu, okay, nu știu ce parte o să o luăm. Te anunț. Aștept. Ciao. Da? Vă salut. Poftiți. Bine ați venit. Doamna este și ea acasă? Este. Avem multe de vorbit. Poftiți în casă. Am aflat cine e de vină pentru toată situația asta. Mă bucură. Trebuie să clarificăm situația asta. Dar nu o să vă placă ce să vă arăt eu. Cred. Ioana, vină, te rog, încoace. Ce s-a întâmplat? Uite, dragă, a venit domnul Ienes. Bine, să ne spună rezultatul de care ducem aici. Doamnă, eu îmi cer scuze că o să vă dezamăgesc. Da. Știu că dumneavoastră o placeți foarte mult pe Oana. Da, e normal, e nora mea, e ca un copil al meu. Dar mă tem că problemele din cauza ei sunt. E pisica blândă care zgârie rău femeia asta. Nu, mama l-a tremurat. Nu, bine să crede. Acum, faptul consumat, așteptăm... O dimineață banală din viața da, lui. Așa. O dimineață banală. Uitați-vă un pic cum arată o zi banală. Tu ar fi trebuit să observi chestiile astea, nu să ți le spun eu. Să te gândești că oare de ce sunt așa de schimbată, că oare de ce mă comport așa. Tu... Ba vii obosit, ba vii târziu, când vii tu, plec eu, când plec eu, vii are tu. Are dreptate într-un fel. Bine că șeful întotdeauna mă cheamă mai non-stop. Muncesc amândoi, muncesc. Du-te și fă și treaba aia, mai fă și pe aia. Eu te înțeleg, lasă asta cu șefii și cu chestiile astea, că poți să-ți programezi frumos și lucru și toate și să te ocupi și de mine, de familie până la urmă. Că tu toată ziua, până ziua, vii târziu, seara, acasă, târziu, pe de așa... Să spui că te ține șeful până târziu, că nu prea cred. Da, ea de multe ori s-a plâns că el vine foarte obosit acasă, că o mai neglijează, că îi muncește mult și că îi și ea muncește, da? Când o femeie spune asta, doamnă, plec de tot, îmi bag picioarele în toate. E asta, nu prea ce e vrei frumos, mai frumos, nu-i frumos. Uite ce o vladnic și da, felul da, cum vorbește da. Soțul ei. Și băiatului nu, nostru. Nu, comportamentul ăsta nu-l știu. Ție-ți place sau nu? Spune mie nu-mi în place, aici. Nu-mi place, dar nu. De ce ridicați? Totuși. Păi este cu ceva de vină, doamnă Ioana, am povestea asta. Câțiva ani de zile avem discuții noi, domnule. Eu vă înțeleg, dar o persoană care știe să se facă plăcută și vine frumos cu zâmbetul pe buze, te poate păcăli foarte ușor. Bineînțeles! Poate intra pe sub piele. Cu nevastă mi-a făcut ce a vrut ea să știi de la mine. Vă spun acum. Sunteți bărbat, da? Dacă soția dumneavoastră în permanență v-ar întinde ca pe un elastic, ca pe un zgârci. Vezi că îmi iau catrafusele și plec de tot. Nu s-a întâmplat așa. Era plecată de mult. Eu nu zic că s-a întâmplat așa. Eu vă întreb dacă s-ar fi întâmplat așa, ați fi rezistat? Renunțam la tot. Poate că și fiul dumneavoastră se află în situația aceasta. Stai puțin, dar asta totuși nu este ce am văzut până acum. E o ceartă, ce mai întâmplă? Dar dacă e mai rău, am spus, dacă e mai rău, eu îi spun să despartă de acum, domnule. Mi-ați cerut să... Aflu adevărul. Da. Ea pleacă de acasă, furtună, uragan, trântește, lasă acolo totul în urmă. Se biseracu se duce și el la muncă. Da, păi... Acolo, domnul Cezar, șefului, îl ia și la peste picior. Ia uitați-vă de un ce? Pic. Trebuie să-mi faci niște cumpărături. Uite, ok. Astea, da, așa, da, da. Să nu uiți de facturile care le am, pentru că trebuie să le plătim da, deja și utilitățile de și... A, așa. Tot și gaz, te... Da? Te rog frumos. Și să-mi dai un telefon când ai terminat. Slugărit, da? Slugărit, pentru da. Ce? Pentru soția lui, nu? Și în vreme ce fiul dumneavoastră rezolvă problemele domnului Cezar, așa. Se duce la bănci, se duce în stânga-dreapta, plătește, rezolvă. Da, asta așa. S-a plăcut și la mine. Așa. Oana are foarte mult timp liber la dispoziție. Da. Bine, uite la servici acum. Oana stă la discuții. Și îți dea și femeile în șale, da, au amant. Da, dacă să ai amant, trebuie să fii deșteaptă. Să ai amant? E, asta sunt bârfe, nu e parte. Uite ce bărbăreață e. Da, știu, și-ți da. Și-ți plac ție bârfele astea? Nu, dar nu între femei. Taci. Fată, o femeie în șală pentru două lucruri în viață. Ia să vedem care. Pentru bani
Și cel mai mult contează sexul. Mai discută, că femei și voi bărbații discutați. Hai. Asta nu ar fi o problemă. Nu e o problemă că femeile bărfesc în stânga și în dreapta. Asta e normal și că și voi bărbați, nu, da, nu e problema asta. Ți-a vorbit și așa ceva, bine. Eu nu credeam că ea bine, poate da, să facă așa ceva. Tot ce s-a văzut noi până acum, totuși, nu e chiar să zicem ceva așa nu de groaznic. Nu e bună treaba asta. Da. Nu duce la bine asta. Uite ce vorbește din gura ei să iasă. Păi dacă, da, bine, tu dacă ai auzit o fată serioasă, o femeie serioasă, căsătorită de 5 ani, să vorbească în halul ăsta. Mai vorbesc între ele și voi. Și voi bărbați, mai vorbiți și voi, mai discutați. Băi, bărbați, mai greșește că e, mă rog, dar o femeie serioasă care se consideră serioasă vrea să facă copii, vrea să facă o rost în viață, vrea să facă tot. N-ar fi o problemă că discută. N-ar fi asta o problemă. Nu, tot susține pe alei, domne. Ce să mai... Eu observ că degeaba spun eu. Observați puțin ce diferență este între cum arată o zi normală din viața lui Sebastian. Da. Are săracul alergat ca un câine. Și viața ei cum să discute cu... la bârfă. De ce când nora dumneavoastră vine acasă, nu e așa de obosită pe cât pretinde și nu e așa de stresată? Foarte puțin da, clienți că nu prea are de lucru. Am văzut și eu așa. Vreme ce copilul dumneavoastră n-are timp să mănânce un prânz, ia stă la bârfă cu colegele ei. Mă rog, foarte bine, e treaba ei. Dar de ce nu există pacea aia și înțelegerea aia? Nu știu, asta pe asta noi asta de acasă nu s-o omoară, domnule, să răspund la întrebarea asta dumneavoastră. Nici acasă, după cât de știu, poate ascunde față de mine. Dar iar am fost cu o laudă, eu am spus clar, bă, vezi că asta nu prea face, nu prea drege, nu prea... Dragă, eu văd ce vine pe aici, nu interesează. Prea fie servită la masă și cu asta mă... Muncește și dacă eu stau acasă, pot să-i fac și ei unele chestii, ca să mă ajutor. Uite ce face, poftim. Aveți o dovadă mai concretă pentru a ne lămuri pe mine în special? Că... Mora dumneavoastră trește cu un alt bărbat. Lăsați-mă că nu mai lăsați-mă. Hai gata acum, degeaba te mai dă capăt de pământ. Meriți treaba asta, dă-te cu capăt de pământ. Poate trece să fie bine lor. Dar nu o să fie bine. Nu se poate, nu. Lasă se poate dumne, bă, discuțiile care așa, sunt, așa certurile care sunt așa. De asta sunt. Se termină programul la muncă. Mi-ați povestit că Oana mai lucrează peste program, mai face un ciubu. Da, chiar și aici la noi pe stradă. Chiar și în ziua respectivă. Da, lucrează. A plecat. Da. De la salon, cu trusa, da, uite, de, cu geanta ei, cu trusa de manicură. Da. Recunoști treaba asta cu geanta? Da, păi cunosc, sigur că da. S-a dus în Popești Leorden la o casă. Asta n-ar fi o problemă, da. O casă locuită de un bărbat. Stai de seamă cu mine, cine e dracu' ăsta? Ce ai de stat? Uite-mă, uite și tu. Nu pot să cred, nu pot. Manicură, pedicură face ea acum? Nu pot să cred. Pentru mine e clar. Uite, a luat-o în brațe și uite. Imaginile vorbesc de la sine, doamnă, și nu sunt singurele imagini pe care le am. Hai de capul meu, nu se poate. Cum îi spunem băiatului nostru așa ceva? Spune-i tu, dă-i telefon. Tu să-i dai că ești bărbat. Eu nu pot să-i spun așa ceva. Hai să ne liniștim, Liță. Dar nu e posibil așa ceva. Eu știu că a spus-o pe un piedestal. Dar femeia era asta... Era cu minte, respectoasă, aducea bani acasă. Ce să vă mai spun? Ce undeva să vă mai pe spun? Drum, virtuțile astea s-au pierdut. Băiatul nostru e un băiat tânăr, un băiat drăguț, un băiat muncitor. Cum poate să facă ea așa ceva? Nora dumneavoastră a devenit tahtiată după bani. Dar nu mai interesează sentimentele. Mă interesează luxul, ziua de mâine. Oi, nu se poate. Nu știm ce putem să rezolvăm așa. Cum putem noi la băiatul nostru să ne spună, să-i spună așa ceva? Cum aș putea? Dacă a greșit, nu are ce căuta în familia noastră. Și cu asta am spus tot. Această femeie nu o accept să fie. Cum pot? Mergem, îl privim în ochi și stăm de vorbă cu el. Dar nu sunt capabilă să-i spun așa ceva. Acum n-are copii, n-are nimic să ducă. Bărbatul pe care îl vedeți în imagine acolo, omul care locuiește în Popești Leordeni, e domnul Cezar. Auzi-mă, cu șefului. Da, el ducea și îi spunea să facă cu toate corvoadele alea care se ducea și trimitea peste tot. Sluga, pentru ce? Asta a fost sluga, ca să mai rămână cu nevastă sa? Și încă n-ați văzut nimic. Soția lui Sebastian, Oana, nora dumneavoastră, așa, împreună cu șeful lui Sebastian, așa, stau la bârfă. Asta e bârfă, e Oana. Se gândesc cum să facă să-i încarce programul lui Sebastian, pe unde să-l mai trimită. Lăsați-mă. Îi spune ca să-i facă, să-l ducă pe băiatul meu să muncească într-un halvăr de hal. Fiul are lăsat cu literă de lege de către acest Cezar în momentul în care termină treaba să-l sune, să-i dea raportul. Ce-a făcut, de unde a venit? Ca să știe pe unde e băiatul.
Aha. Da, astăzi și noapte și vine târziu de la servici, fără bani și așa mai departe. Cine-i dă vestea asta? Că eu nu sunt în stare. Păi dai-o vestea. Sentimentele s-au pierdut pe parcurs și undeva... Sebi. Măi, Sebi, ce ne faci? Pui viața noastră în pericol? Adică ți-ți bagi joc de viața noastră a mea și a lui maică ta? Spune-mi unde ești, că vreau... Băi, spune-mi punctul fix, nu vreau te juca cu mine. Te-ai jucat destul până acum. Pune-mi... Ești la Piața Unirii, rămâi acolo în față la magazin. Eu mă întâlnesc cu tine acolo, da? Bine. Bine, nu mai discutăm, pa. Pa. Dacă ne întâlnim și cu atât, clarificăm situația. Da, mai calm puțin, te rog, frumos. Băi, nu mai pot să mai ram, mai am ajuns să-ți mulțumesc. Ce domnule... șoc e pentru băiatul meu, tu îți dai mulțumesc seama. Mulțumesc foarte mult. Adevărul e dureros, miroase, n-ai ce să-i faci. Mulțumesc frumos. Vreau să ce-am intrat în hora asta. Îmbrăcați-vă mulțumesc bine frumos, că este rece afară, vă rog. Da, 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 mă îmbrac. Mulțumesc, domnul. Aoleu, nu se poate. Cu sufletul distrus și cu ochii în lacrimi, părinții sunt conștienți că singurul lucru pe care îl mai pot face pentru băiatul lor este să-i arate adevărul. Așa că, însoțiți de Ernest, pleacă spre locul în care se află Sebastian. Câte am înțeles de la colegii mei, are un de culoare aurie. Da, aici e chiar salonul unde lucrează Nora, dumneavoastră. Da. Așa e. E oficia aici? Și aici, da. Oficia aici? A, uite băiatul. A venit băiatul, da, mama? Cu Sebastian, mama. Bună seara. Bună seara. Aveți mama, idee cine suntem noi, cu ce ne ocupăm? Bună, mama. Ia venit, tată. Ce s-a întâmplat? Ce cu tine e ceva? Uite ce am venit și eu, ce s-a întâmplat? Tu trebuie să-mi spui mie ce s-a întâmplat cu tine și cu soția ta. Să vedem că tot... Păi ce-ați vorbit cu ei? Că ce trebuie cu toată camera părinților? Ce trebuie cu ăsta? Părinții te-au apelat la noi. Ai idee cine suntem noi, cu ce ne ocupăm? Eu am apelat la des. Sebi, ai idee cine suntem noi, cu ce ne ocupăm? Îl cunoști pe adesul? Da, știu. Știu de la emisiune care fac acele... Părinții te-au apelat la noi. Da. Păi și mama, noi am văzut. Ai filmare tot ce a făcut tu și soția ta. Știi să ne am apelat. Că am văzut că vă certați tot timpul, că nu e bine între voi și am vrut să vă despre ce e vorba. Eu am crezut că tu ești un om băiat deștept, că așa te-am făcut. Eu te-am crezut că poate tu o neglijești, poate tu ceva. Adică vrei să spui că am crezut crezi ceva. Că eu sunt cel am care, crezut, care te... Păi am zis și când colo am aflat că tu ești acela dus de nas, deci, tu ești dus de nas. Da. Convinge-te tu și după aceea te dai capul de pereți. Oana este și aici la salon? Nu, este plecată. Aici care treabă și... Aici cu cine ești? E cu șeful, are treabă un pic aici, nu știu ce treabă are sus acolo. Dar explicați și mie, nu înțeleg cum adică... Oana te înșeală. Oana te înșeală. Te înșeală, cu cine băiat. Să mă înșele? Cum uite, să mă înșele? Uite să vezi. Ia uite cu cine e. Ia să vezi ce face nevasta ta. Unde se duce ea ia acolo. Să vezi, mamă, ce face nevasta ta. Te rog eu să te uiți. Unde intră dacă tu cunoști acolo? Stai așa puțin. Știi unde e asta? Știi cine e acolo? Ia vezi, tu pe cine cunoști tu acolo? Oh, nu tu se cunoști? Poate așa ceva. Păi e șeful meu. Șeful păi cum e nevasta ta cu șeful tău? Explică-mi cine e. Ce cauți? Uite cum ai îmbrace, se trece pragul. Mama. Uite-te, mama. Asta e Nora de 5 ani care îl ții tu? Ce părere îți faci? Și tu muncești, mamă. Eu am crezut că tu ești de bine. Că muncesc, că doar, uite, muncesc. De asta mă trimite, să fac treabă, să fac fel și fel de lucrări și peste program. Păi ca să fie cum nevasta ta liber, da, aia. Uite, nici eu n-am crezut, mamă. Și sunt Doamne, mai multe imagini. Doamne, știi cum... Sunt mai multe imagini, o să le vezi mai multe toate. Probe. Haide, te rog, să nu facem treaba asta pe stradă. Hai să mergem să discutăm undeva discret. Hey. O să discutăm nicio problemă, dar vreau să mă duc până la șefa și să iau ce se întâmplă, da? Hei, stai puțin, păi și fără mine ce faci? Nu, puteți să plecați, din partea mea putem... Deci, puteți cu părinții mei și faceți ce vreți, nu mă interesează ce faceți voi. Adică mă, să plecăm. Ia uite șefa. Ce-i, mă? Ia uite șefa, vină cu să vezi. Ce să văd, mă? Vină să vezi cu ce face șeful, soțul tău, cum înșeală cu soția mea. Ce se întâmplă uite, aici? Uite, vină să vezi, bună uite seara. Și tu. Aveți idee cine suntem noi, aici? Cu ce ne ocupăm? Și ce treaba am eu? Stai un pic, ce treaba am eu? Uite ce face șeful meu, soțul tău cu soția mea.
Uite! Ticeva, vino peste mine că nu mai pot. Vai ce mă exciți, așa, vino, așa, hai vino peste mine. Și atinge-mă așa ușor, așa cum îți place ție. Da, da, să ne jucăm, da, hai să ne jucăm împreună. Stai seara asta. Stai iubire, nu te grăbi. Uite, avem toată noaptea la dispoziție. Tu știi sunt treaba asta? Sunt imaginile filmate de în casa dumneavoastră din Popeșle Orden. Sunt filmate în casa din Popeșle Orden. Stai deja m-ați luat prea repede. Ce caută domnule Ernest aici? E o poveste foarte lungă, doamnă. Haideți, vă rog, să discutăm civilizat. Deci nu, mie una ca asta nu mi se pare așa ceva. Deci nu, nu pot să cred așa ceva. Cine l-a chemat pe Ernest până la urmă? Păi părinții lui. Părinții tăi? Tot mă stragă că aș răspunde pe mine. Dacă el și acum să țină pe fundul ei, e un prost și jumătate, ce să mai zic, doi proști. Am crezut-o, că așa am crezut-o, așa. Nu mai știu ce. Nu se mai poate, nu se mai poate. Dacă am un băiat să fie, am îl credeam pe el vinovat. Am zis că poate îl neglijează. Nu ai văzut care a fost? Poate ea nu știu ce, nu-i... Dar tu ai văzut cum a răspuns ea lui, lui patronul? Cum a răspuns? Lasă-mă numai, dar puteam să cred. Să încurcă cu unul care... Cum s-a încurcat ea cu unul mai bătrân? Ca să-i fie tată. Nu se poate. Îți seama cum este, dacă nu aproape de seama. De capul meu, ai de capul meu. L-a ținut pe băiatul meu de prost. Doamne, zi mersi că n-are copil cu el. Dar și-a dus 5 ani de viață și a bătut joc de ei. Nevasta ta, da? Hai să vorbesc calm, că deja oricum mă enervează rău. I-am făcut un bine, da? Deci el este angajatul meu și am făcut un bine, da? Ți-am făcut un bine, da? Și uite de ce ne se apă pe la spate. Da, șefa, dar e vina mea ceva. Deci dacă o prind, o uite-te la mine. Șeful meu, care acum fac eu legăturile, șeful meu mă trimite pe mine. Deci ești un prost și tu. Nu sunt prost, m-a luat și tu ești un prost. Ce înseamnă asta? Eu am apreciat gestul care l-a spus. Ce ai apreciat? După ce te-am ținut după mine și n-ai făcut absolut nimic? Poate că ați fost jucați pe degete. Deci nu am ce să mă joc, Ernest, păi, Doamne, vește-mi, ferească Dumnezeu! Deci vă rog eu frumos, nu mai filmați! Mai tot timpul... Okay, hai să ne înțelegem. Filmăm sau nu filmăm? Ce să mai... Condițiile în care, bun, nu vreți să aveți nimic de a face cu asta, perfect. Ne-am luat catrafusele și am plecat. Dacă eu rămân aici, camerele rămân cu mine. Eu mă descurc singură, da? Dacă tu nu ai fost în stare, stai că ți-o fac eu ție și pe nevastă ta și pe bărbatul meu. Să vezi ce fac. De ce te răstești de țip la mine? Că eu ce vină am? Cel mai bine ar fi să mergem frumos. Ai și tu o vină în toată povestea asta. Și promă, de ce... Nu știu ce te-ai băgat tu în viața noastră și în familia mea. M-am băgat că am avut eu chef. Nu, de lasă, deci are dreptate la urmei, da? N-are dreptate. Deci nu mai te enerva, tot așa cum tu lucrezi pentru cineva și eu lucrez pentru deci cineva, nu este treaba mea. Și chiar îți mulțumesc. Dar și ai eu, o parte din pentru vină. Că acum am văzut exact ce face el. Eu ai știam că face vină, și cu una, da? Și cu alta, și ce cu aia. Dar toate așa, stai să vezi ce-i fac eu lui. Să ne înțelegem. Stai să vezi ce-i fac eu lui. Cât m-a păcălit fata asta, cât m-a păcălit. Dar cât m-ai păcălit tu pe mine și ai îndesat toate în fundul ei, adică să aibă cu tare, să aibă, nimeni mi-a spus mie ce. Eu de unde să știu că ea este așa? De unde să pricep eu de chestia asta? N-am crezut-o. Nici eu nu o să te mai cred pe tine niciodată, indiferent ce îmi spui tu. Pare rău că uite-te la atâția ani de zile. Măi, dacă nu vedeam cu ochii mei, nu credeam, mă înțelegi? Și ce șoc e pentru băiatul nostru, nu te gândești la el. Păi ce să-i fac, măi, el a suportat, el nu și-a dat seama de la început. Să stau eu la fundul lor, mă, ce dracu ești? Să stau eu după el, pe mine a stat tata, mă? După mine a stat cineva? A umblat mama după mine, știi unde am fost eu, ce am făcut eu, ce am dres eu, ce... Dar dacă nu vorbeam cu domnul Ernest, noi nu știam treaba asta. M-a trimis șeful aproape seara de seara, după ora 8, să mă duc să-i fac diverse servicii. Ba un calculator reparat, ba nu știu ce, ba o reparație la mașină, ba de toate. Că asta ți-am dovedit că sunt om de treabă. Nevastă ta, împreună cu Cezar, da? Cu șeful tău. Asta cu soțul meu. Se întâlnesc, stau un pic de bârfă, se gândesc unde, ce să-ți mai dea ție de lucru, cum să-ți mai facă. Unde e șeful acum? Uite-te la mine, că cu tine vorbesc, da? Păi stai un puțin, câte ori? Eu am o problemă, dar eu nu știu de ce trebuie să discut cu tine, trebuie să discut cu ea, pentru că... Și să mergem frumos și să rezolvăm problema, pentru că... E nu, că îl sun! Cel mai bine! Deci abia aștept să văd dacă îmi răspunde! Să-l sunați ca deci, să ce? Să văd dacă îmi răspunde! Păi să văd unde Ernest este aici? El! Nu, să văd unde este el acum! Asta pot să aflu eu, pentru că cu asta mă ocup! Soția dânsului este monitorizată non-stop, da? Deci eu, hai să eu, ne calmăm, nu, eu mă simt în stare de să mă descurc singură, nu am nevoie nu de ce nici de tine, nici de tine, de nimeni, da? Doamne, și eu am multe lucruri să vă arăt, chestii care nu vă convin, da?
Uitați-vă aici. Fii atentă, ți-am adus. Hai mă, iubire, iară cadouri. Mie îmi plac foarte mult cadouri. Ba da, uite, cremele mele preferate și îți mulțumesc. Da, știi, deja, nu știu, e prea bătător la ochi, parcă. De ce? Deci nu se poate. Și i-am acuzat pe mine. Ia taci, ia taci, 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 taci din gură. Cum să pot să stau? Taci din gură. De ce să tau? Pentru că e problema și a mea. Că eu sunt șefa ta și taci din gură, da? Ăsta meu parcă începe să, nu știu, să se uite așa chiorâș, adică mă duc, pai că ziua mea ok, am primit. Când o venit șefa din Turcia, ne-a adus la fiecare. Și nu ți-a plăcut ce ți-am adus? Ba da, iubire, cum să nu știți, mulțumesc, dar nu știu, e prea bătător la ochi și n-aș vrea să avem probleme. Drăguț! Cum e, Sebastiane? Drăguț! Acum fac eu cum e să conexiunea situației. Deci de asta îmi făceam, cum să zic eu, deci îmi puneam și te întrebări de astea așa, că vezi, Doamne, că aveau să-ți vină, că dar cumva, dacă tu mă înșel cu vreuna, dacă cumva ești... Soțul dumneavoastră îl obligă să dea raportul, să sune, în momentul în care termină tot ce este de făcut. Deci înainte să plec la locul de muncă, înainte să termin activitatea, exact, sună-mă înainte ca să știu că e terminat și este ok, să n-am probleme cu acel lucru. Ca să știe că eu sunt acasă, nu? Ca să-l găsesc eu acasă, dar am găsit tot timpul acasă. Deci eu n-am bănuit nimic. Deci eu una n-am bănuit nimic. Dar în schimb vreau să spun că am găsit și eu lanțuri, am găsit ceas, am găsit o grămadă, o grămadă, o grămadă. Dar soțul dumneavoastră, cum de-a ajuns la salonul ăsta dintre toate saloanele de manicură din București? Eu proasta de mine, proasta de mine, Doamne ferește. Ea este manicurista mea. Am adus-o pentru ce am adus-o? Să-i facă pedicura, să nu mai mă zgârie noaptea în pat. M-a ascult și pe mine șefa. Ce să te mai ascult, mă? Ce te mai ascult? Că nu mai ascult pe nimeni. Păi nu, că pe dacă nimeni. Tot vrei să știi totul adevăr. Ce să știu? Pleca, ce să știu? Deci mergeam cu el și îmi țineam gura să nu știe unde merge la fi, ce gagicute și femeia avea. Îi țineai parte, mă? Nu țineam partea. Eu normal că era și nu trebuia să... Mă, nesimțitule care ești! Păi dar ce vină am eu? Că el trebuia să-și facă gurile treaba lui. Păi și trebuia să... A, deci nu, nu. Tu erai manipulat și de el să-mi telefon la urma urmei, da? Deci îți dădea bani în plus ca să-l asculti pe el, nu? Nu, eu consideram că pentru munca avea și tu timpul meu. Păi mergea, la 2-3 zile avea și-l treabă. De, și eu proasta de mine îți mai dădeam niște bani ca proasta? Păi și de ce să dea mă banii? De ce? Ce vina am eu? A, că mi-era milă de tine și de panorama asta de nevastă ta. Dați drumul la bandă, doamnă. Ce se întâmplă? A venit ție, da. Stai liniștită, nu-ți fă probleme. Ea știe că sunt aici, da? Da? Te rog, hai. Stai liniștit. Ai văzut mă cum era înainte și a pus șorțul că vin eu, mă? De ce mai era decoltat așa? A fost anunțată că veni. Păi am văzut că s-a dus fata aia de la salon. Să-i zic că stai că să vezi ce-i fac și nu aia la altă dacă o prind. Scuză-mă că îl mai țin pe bărbatul așa peste program pentru că am avut niște probleme cu mama bolnavă și l-am cărat mai peste tot după mine. Puteți să-l țineți cât doriți, că doar banii, bani nu e nici fel de problemă, doar muncește, nu doar nu-l țineți degeaba. Auzi, pot să te țin cât vreau eu, auzi, ca să-și facă ea treaba, nu? Să se culce cu bărbații mei. Oricum, domnul Cezar primea telefonul de confirmare, nu? Doamne, dar normal, și ăsta ce dracu să mai zici și de ăsta, că dacă și ăsta e prost, că și tu îi țineai partea tot timpul, mă, tot timpul îi țineai partea, mă, de ce mă că eu țin? Ce puteam să fac șefa, dacă timp cât el îmi spunea... Ia căutat și artă din orice. Lasă-mi puțin, că acum, crede-mă, știi cum, sunt depășit de situație, nu mai pot, deci mă fii că bubă în capul de stres. E un mare fustangiu, e o mare femeia ta, așa ceva nu se poate. Păi și Oana, cum de-a căzut în plasă? De obicei, șeful respect, iar respect și bun simț. Îi aranjez eu. O cac, uite așa o fac, pisă, chisăluță, pisă. Vai de capul tău. Vai de capul tău, ce când o prinde. Deci chiar vreau. Deci vreau să plec să o picioare, deci nu mai pot. Fii atent la mine. Tu ești un băiat bun. Tu muncești aici la noi de câtva timp. Eu sunt foarte mulțumit de tine. Da, vezi cum e treaba. Eu nu pot să te plătesc cu salariu. Te mai plătesc așa. Îți mai dau câte ceva în mână să duci tu acasă la familie să aveți ce vă trebuie acolo. Știți că am mare nevoie. Că... Cunosc situația voastră, știi cum te-am luat în firmă, știi cum sunt problemele, deci nu mai discutăm, da? Uite, ia niște bani aici de la mine, da? Ah, mulțumesc frumos. Așa. Și fii atent aici. Am un client care mi-a spus de un computer astăzi seara la 8:00, frumos, să mergi la el. Da, 11 milioane jumate, ăștia au fost bani. Da, pentru ce ți-a dat 11 milioane jumate? Că oricum erai un prost și nu făceai nimica. Nu făcea nimica? Nu făcea de nimic. De ce, șefa? Că nu făceam oricum dacă nu... Deci dacă nu făceam serviciile... Nu făceai nimic, tai și în gură! Nu făceam, ba făceam, vă spun sincer. Și ce făceai, mă? Ce făceai? Că nu era în stare să bați un cui, mă? Ce făceai, mă? Dar reparațiile la calculatoare... Lasă-mi cu afar! Cum făceați, doamnă? De ce l-am ținut? Păi exact asta i-am spus și ei. Uite,
Asta am spus și că de te-am ținut din cauza că mi-era milă de tine, că aveați un credit, că s-a plâns nevastă ta. Ce am zis, un bine îl faci greu, un rău îl faci repede. Și uite că ei mă pe mine mă se reproșați acum? Ce mi-ai reproșat dacă l-ai ținut din milă? Deci am fost luat de prost, ce să mai. Bunătatea mea, uite unde ajungi. Bietul de el, așa mi-e milă de băiat de nu pot să-ți închipui, nu pot. Eu de la 20 de ani de zile mi-am luat inima în dinți și am plecat, nu m-am dus la tata să mă plâng sau la mama să-mi dea, eu n-am luat niciun ban de la ei, din viața mea n-am luat, nu mi-a dat. A vrut să-mi dea, dar n-am vrut să iau, mai decât să am datorii și alte chestii. Nu se poate. Bunătatea ta, dar a mea unde mai e, mă? Banii mei unde sunt, mă? La nevastă ta. Pe cadouri, ha? Ce mult te-am dorit în seara asta. Și eu, iubire, știi foarte bine că tot timpul mi-e dor de tine și tot timpul mă gândesc la atingerile tale. La mine în casă? În patul meu? Vai de capul meu! Ia uite-te! Mamă, ce fund ai! Vai ce bine mă exciți! Vai ce-mi place de tine! Tu știi bine că te iubesc de la nebunie. Știi că nu mai pot să trăiesc fără tine. Uite, divorțează de ea. Uite, of, Doamne, așa atingem acolo. Vai, Doamne, ce da, mă nebunești. Da, aș face orice pentru tine. Orice, tu știi bine că aș face orice. Vai de capul meu! Asta face femeia. Atinge-mă, iubire. Da, te ating. Uite. Ah, ce bine e. Vai, așa, așa. Atinge-mă aici, iubire. Fă-mă nebună cu mine. Așa îmi place. Așa îmi place, iubire. Da. Mai punem cătușele. Mai lasă-mă așa. Așa. Și vină peste mine, că știi că îmi place așa. Și mie îmi place, iubire. Îmi place să te domen. Tu știi foarte mult asta. Cătușe! Doamne! Da, uite ce imaginație bogată, ce plăcere are, ce... Aoleu, calcul... Nu se poate. Deci nu se poate așa ceva, deci nu. Deci eu nu mai pot, nu mai pot. Gata, deci nu mai. Deci asta mi-a ajuns. Ernest, crede-mă pe cuvânt că asta mi-a ajuns. Deci e prima oară când ceva? Eu văd așa ceva. Eu nu mai stau, eu am terminat-o și cu tine și cu toți o plec. Deci nu se poate. Nu, deci... nu. Unde duci, mă, prostule? Unde mă duc. Unde mă duci? Unde duci? Nu mai, gata, nu mai vreau. Mergeți că nu mai am nevoie. Nu mai am nevoie, plecați, nu mai. Nu, vreau să... Mari! Dă-mi și mie ceva să mă șterg. Nu mai, gata, plec. Sebastiane! Acum mai am multe zile ca asta. Da, mamă, ce s-a întâmplat? Hai. Mamă, știi care e problema? Da. Care e problema? Vreau frumos să plecați și să mă lăsați că rezolv singur problema. Dar de ce nu vrei să asculți de ce spun oamenii ăștia? Ți-a făcut un bine. Ce se întâmplă? Ce cu oameni? Ce cu lumea asta pe capul meu? De ce? Așa ceva nu se poate. Păi de ce? Păi ați venit voi și m-ați făcut de râs. Pentru ce m-ați făcut așa ceva? Păi normal că m-ai făcut de râs. Facem bine, măi. Păi facem bine. Măi, mamă, înțelege. Noi am vrut să vedem, să fac un bine. Noi am vrut să facem un bine. Tu vrei neapărat ce să vezi? Să faci, mamă, că te-ai băgat în viața mea? Păi asta e. Păi dar înseamnă că nu că m-am. Vrei să rămâi prost? Nu trebuia să mă băgați în viața mea, pur și simplu, da? Omenește-vă. Păi dacă ești prost, mă bag, băiatule. Da? Ok, dacă tu crezi că te descurci mai bine fără noi? Unde vrei să? Mamă, unde vrei să te duci? Dacă mă iubești cu adevărat și mă respecti, nu te băga în viața mea și mă lasă să rezolv singur. Unde vrei să te duci acum? Tu știi care e treaba, unde, da? Unde vede cu ochii? Măi, unde? Unde văd cu ochii? Tu nu te mai enerva? Dacă tot a fost Ernest și ne-a fost secolos, chiar vreau să mergem, așa, să vedem mama. Unde este. Hai, domnule Ernest, neastră știți unde este soțul meu, nu? Da. Știți ce se întâmplă? Când cineva nu vrea să fie ajutat, nu se poate cu deasila. Nu înțeleg, dacă el vrea să-și rezolve treaba singur. Da. Hai să mergem cu domnul Ernest, da, cel mai bine. Nicio problemă, mergem și gata. Nu să înțelegi, n-am nicio treabă cu tine. Dacă tu vrei să-ți rezolvi treaba de capul tău, perfect, prietene. Chiar mie mi-a fost foarte, foarte de folos treburile astea, da? Nu sunt să-ți dau ție un sfat de viață sau cine știe ce. Normal că n-ați dat un sfat de viață, pentru că eu știu foarte bine. Nu mai fi tare în gură, te rog frumos, nu mai fi tare în gură. Dacă tu vrei să rezolvi treaba. Lasă-o pe maică, da, te rog eu frumos. Și hai să mergem amândoi, hai să vedem unde sunt ei. Dar pe noi ne interesează ei, da? Nu maică ta. Haide, te rog eu frumos, lasă-i pe părinți, că mergem noi cu domnul Ernest. Ești de acord? Da? Hai să mergem, hai. Băiatul meu. Dezamăgiți că au fost păcăliți de oameni în care aveau încredere, Sebastian și Ana merg împreună cu Ernest spre confruntare. Asta e situația, nu mai avem ce să facem. Greu, foarte greu, foarte greu. Extraordinar de greu. Nu se poate așa. Este momentul ca adevărul să iasă la iveală și rufele să se spele în public de data aceasta. Puțin să vedem exact ce se întâmplă.
peste drum. Acolo, acolo sunt? Da. Uite-te, eu am ajuns. Anunță-mă tu când s-au ridicat de la masă. Eu deja să încep să traversez, bine? Eu sunt cam la 250 de metri de tine. Uite-te un pic, dacă tu uiți atentă în stația de tramvai, o să vezi două persoane cu glugă în cap, da? Ei nu sunt acolo ca să aștepte tramvaiul, sunt acolo ca să îl fileze pe soțul tău și pe Oana, pe soția ta. În momentul în care ei vor ieși din restaurant, eu voi fi anunțat. Da, pe aștept. Să vedem. Mai neagă? Mai zice ceva? Ce? Nici nu ai de mine ce-i fac. Și acum ce o să faceți? O să-l iertați din nou? De fiecare Doamne dată? Doamne ferește, eu să-l mai iert. Păi înseamnă că sunt prea nebună. Doamne ferește, cum să iert? Da. Sunt tare curioasă să văd ce îmi zice, să vedem. Îmi hai recunoaște? Să mergem. Hai să mergem. Haide. Gata, am pus ochii pe ei, gata. Îi dăm drumul. Ia uite ce dragoste, băi. Ce-i fac? Ce-mi faci tu mie? Ce-mi faci? Doamne! Deci nu mai pot. Nu mai pot. Stai pe loc, mă! Bă, ce ai făcut? Ce ai făcut? Ce ne dăm așa? Nu procedăm așa! Alo, scuze-mă! Ai autorizat să mă filmezi pe mine? Nu procedăm așa, ok? Alo, te rog să închizi, că tu n-ai voie să mă filmezi pe mine, he? Băi, tu ce vrei, mă? E șeful meu? Eu ți-am dat o pâine, mă! Nu de la mine, mă! Te puși cu nevastră, mă! Eu ți-am dat o pâine, mă! Tu mă mie din bună, mă! Ce vine după mine, mă? Unde crezi că o să fugi, a? Stai pe loc! Și tu ce vrei? Ce faci, mă? Ce trebuie? Ce-mi faci tu mie, mă? Eu ție ce s-a făcut? Ce-mi faci? Ce ți-am făcut eu ție? Ce urlă? Ce-i căutat în restaurant? Poftim? Ce-i căutat în restaurant? Păi unde restaurant? Ce-am căutat eu restaurant? Ce-i căutat? Da! La restaurant ai ce-am făcut? Păi și mie ce-am făcut? Ce-am venit cu mine ca nebună la ora asta? Cu cine ai fost? Mai ce caut aici, mă, despoate-te! S-a aflat tot, hei, stai calm! Nu mai țipa, nu mai urla! Cum să nu urla? Dar ce faci aici? S-a aflat tot! Ce cu camele astea? Ce să se afle? Te culci cu șeful soțului tău, mă? Ce? Ce-ai, mă? S-a aflat tot! Păi ce cu camele astea aici, măi? Te-ai dus la o casă în Popeșle Ordeni, hei! Stai calm! Ia, ia vină un coace de scuter! Ai fost filmată la casa lui din Popeșle Ordeni! Mă, ce-i cu minciunile astea? Despre aici, măi! Ia stai puțin! Ce să stai aia, ce înseamnă asta? Tu mi-ai pus-o în mână, ok? Da! Da, tu! Eu ți-am pus-o, mă, s-o da, tu! Eu? Da! Pentru că uite cum are! Uite la tine, tu! Eu! Nu mai merg și să mai faci nimica, tu! Tu termină, tu ești nemul! Tu nu știi că ai greșat! Tu vezi că mai faci nimica în fac! Nu mai ești bună de nimica, tu! Nu mai sunt bună de nimica! Nici că tu îmi faci ceva, nu mai vă la restul! Nimica, tu! Aia e bună tu, aia e bună, nu tu, aia e bună tu. Păi pe 50 de lei ce-mi face ea pentru 50 de lei tu? Ce-ți face, mă? Știi ce-mi face? Ce-ți face, mă? Tot ce vreau eu tu. Banii aia de unde să mă? Îmi face tot. Banii aia de unde să mă? Ce bani tu, ce bani tu, ce bani? Banii aia de unde să mă? Unde să mă banii aia? Tu n-ai știut că eu sunt așa? De unde sunt banii eu? De când m-ai cunoscut? Eu nu pot să rezist la femei? Eu când le văd nu rezist. Nu rezist? Te bagi de mine? Nu mă-mi face, mă, discuți cu mine. Te rog frumos să discuți cu mine. Ia mă, adu-mă. Gata. Da? Păi să nu vezi deci cum mă arăt, mă, tu te mă de aici mă, și lasă-mă bagi. Mă, e de prost, adică oprește-te o secundă, stai de vorbă cu mine. Mă, nu vreau să vorbesc cu voi, lasă-mă camerele de aici. Deci termină. Ia mâna de pe mine, ia mâna de pe mine. Ce vrei, mă, ce vrei de fapt? Nu ești tu, nu? A, îți place ia asta. Nu stiu, e una care seamănă cu tine, tot manicuristă. Uite-te. A, n-ai vii treabă. Nu stiu, nu vezi că nu stiu. O blondă manicuristă pe care o cheamă Oana, căsătorită cu Sebastian. Hai, mă, lasă-mă. Nu ești tu. Tu ce lucra, Ernest. Nu ești tu. Vezi de treaba ta și de viața ta. Nu ești tu. Pe mine îmi pace. Pe mine nu mă interesează tine, ok? Dar ce te interesează, mă? Uite, aia mă interesează pe mine, da? Face tot ce vreau eu, da? Tot ce vreau eu face. Cum eram, mă? Tot ce-mi place mie, tu. Cum eram eu acum 20 de ani? Cum era? Ai rămas cu ochi, ca o vacă ești acum. Ca o vacă? Stai, uite, așa, uite, așa, stai cu crașul sus, să faci. Nu faci nimica. Nimica nu-ți mai place. Așa, mă? Da, așa vrei, mă? Aia îmi place mie. Așa vrei, mă? Da, du-te-mă aici. Da, așa vreau, așa mi-a plăcut o leauna. Tu n-ai înțeles nimica. Niciodată. Nu țipa, că ții mai tare ca tine, ești nebună. Tu trebuie să ții. Tu nu trebuie să ții, pentru că eu nu ți-am făcut ție nimica, da? Nu trebuie să stau nicăieri, ok? Eu mă duc cu ea, nu cu tine, da? Eu am terminat cu tine. Eu am terminat cu tine, da? Ok? Mie nu trebuie nimic, am terminat cu tine. Lasă-mă pace, ia mâna de pe mine, mă! Ascultă puțin că te grăbesc! Ia mâna de pe mine! Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Tu ai dreptate! Înțelege că e gata!
Înțelegi? Mai cum te-ai vrea gata. Mai consider, mă consider, mă... Stai locul, înțelege că e gata, e basta. S-a aflat tot. Hai, pui și curaj acum. Stai, te rog, pe loc. Că-ți plăceau, că-ți plăceau tătușe. Ce imagine? Ia să văd ce imagine ai, ce? Ce imagine trucate mi-a făcut? Ia să văd. Ce să vezi? Uite-te, vină încoa, uite-te, uite-te aici. Ia mate pe mine, că-mi bășe singură. Dar de ce ești așa de agresivă vis-a-vis de soțul tău? Îi place să fie agresiv. Minciuna, minciuna părinților tăi, a tăi. Nu e nicio minciună, da? Foarte drăguț argument. Uite totul, uite. Nu ești tu, nici aici, nu? Când o să le vadă, o să fie... Sunt convinsă, o să aibă ochi ca ochii de Melco, să-i facă ochii. Da, precum uite. Melco. Roz, culoarea lui preferată. Furoul roz l-ai purtat în seara aia când te-ai culcat cu Cezar. Nu ești tu aici nu când eu, discutai, mă, nu? Că nu ești eu. Nu ești tu? Mă, lași, te-am luat grădiniță sau ce suntem aici? Nu ești tu? Trezește-te, fetiță, s-a terminat. Ai pierdut jocul. Am văzut totul. E gata, s-a aflat. Balonul s-a spart, înțelegi? Nu pleca, mai nu pleca! Stai aici să vorbim! Nu mai am ce să mai discut! Hai, de azi încolo, tu nu mai existi pentru mine! Vino, 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 du-te, du-te! Du-te, dispar! Vreau o explicație din partea ta, zi-mi! Să dispari din viața mea! Ce-ai căutat cu aia? Este femeia care îmi face ce-mi place mie! Să mă simt bărbat, mă simt bărbat cu ea! Cu tine mă simt... Ce-i faci, mă, lua aia? O trestie lângă tine, alo! Mă, și aici, nu? Da, îmi face tot ce vreau și pentru 50 de lei, da? Tu cu banii tăi nu poți să faci nimic ca tu. Nimic ca tu. M-am săturat de tine tu. Să vedem dacă se mai uită la tine, mă. Stai aici. Nu mai stau nicăieri. Stai aici, nu pleca. Din seara asta am încheiat orice discuție, ok? Eu nu mai stau nicăieri. Nimica, nimic. Nu tu mie, că nu mi-e chestia mie, gura, mă. S-a terminat, ok? Că nu ești tu țărat și jumătate, mă. M-ai călcat în picioare. Ți-ai bătut de dragoste care ți-o poși, care te-a iubit din totdeauna. Totdeauna, deci toată viața. Nu mai ridica mâna la ea, te rog frumos. Nu mai ridica mâna la ea. Te las, dar nu mai ridica mâna la ea. Eu n-am făcut atâtea pentru tine, am lucrat, am adus bani. Tu ne-ai adus eu la cum nu m-am adus? Am plecat 6 luni de zile, da? 6 luni de zile să am făcut sacrificiu ca să avem să ne facem și noi o familie, să ne asistăm. Ce familie? S-a putut cu tine să faci familie, s-a putut? Ce bani ai adus? Cum ce? Am un cinci stop. Curatele să te bun, apazeri, să te spui, mai da? Îngropă decât am fost. Tu cum da? Ești banii? Ia, dacă spui că tu spui că nu-i... Ascultă-mă, tu spui că nu-i cea de aici. Nu-i spui că... Nu ești ce înseamnă toate cadourile? Toate cadourile alea? Toate lănțișorile? Toate lănțișorile te atinge sau ce? Încălțăminte, da? Uite ce haină, da? De unde? De la meseria de manicuristă? Da? Asta ți-a oferit? Acolo ți l-ai scos? Hai, uite, se vede clar cum ai pur și simplu ai trăit cu el și ți-ai bătut joc de mine. Ai terminat? Te duci! Dar te duci fără bani! Lasă-o, mă, duce-o să la spitalul de nebun, mă! Știi cum? Duce-te la spitalul de nebun, mă! Vai, hai, lasă-ți, le dau și o să dau cu păiere, mă, ești nebun! Gata, mă! Sunt pe banii mei, mă! Duce-ți-o, mă, băieți, la spitalul de nebun! Pe banii mei sunt, te duci, știi cum te duci? Hai! Bun! Și tu termină, mă, cu camera acolo, că mă ineleg! Lasă-ți să te filmeze, mă! Nu vreau eu să o închidă! Că n-ai nici unde să mă ba filmezi, da? E viața mea privată, băi! E viața ta, bă, nebunule! Vezi că ești pe public aici, ai nebunit la cap? Gata, am terminat! A? Tu să-ți sigura, da? Ascultă-mă și stai, că dacă lasă-mă nu te cărpești de nu te ia vezi! Ia mă de pe mine, lasă ce să mă cărpești! Cum, e vina ta că ești un bombalon și un prost, asta e problema! Sunt prost. De ce ai stat cu el 5 ani, a? Bun, nu? Pentru că e fraier, de-aia am stat! De ce stai mai cu tine? Pentru că sunt bun, de-aia! Ești nu bun ca tine, da? Păi întreabă-le de ce sunt bun! Cadouri, mă! Păi sunt bun la banii orice! Banii ăia ai mei, munciți de pe mine! Pe banii mei și pe banii tăi și pe banii oricui! E important decât sunt bun! Asta este! Tu ești șef? Tu ești șef? Bă, tu ești șef? Ce vrei, mă? Bă, eu te-am angajat, mă! Eu ți-am dat pită în gură, bă! Ce să stau clar? Eu ți-am dat pită în gură, bă! Da? Mi-ai dat-o? Da, eu ți-am dat, mă! Cine ți-a făcut angajarea, mă? Ce? M-ai trimis la specializare pentru ce? Cum pentru ce, mă? Ca să câștigi un ban în plus, mă! Să trăiești cu nevasta, să te cuști cu nevasta? Păi dacă ei îi place, eu o fac, băi! Da, că eu-s bărbat! Băi, eu te-am înțeles că mergeai la femei, la toate, când fiecare dat mergeai la femei, și țineam gurița, că te respectam, că e șeful meu și nu ce faci, bă? Păi foarte bine, bă! Șeful tău te-am plătit, bă, stai cu minte, bă, eu te-am plătit, bă! Ai înțeles, te-am plătit și exa, bă! Ce înseamnă asta, bă? Eu nu-ți devină că nevasta să crăcită în fața mea, ok? Da, nu, nu-ți devină că am eu, dar nu, deloc! Dacă tu mă respectai și țineai faptul că eu sunt un om muncitor și eram foarte cuvinte, de ce ți-ai bătut joc de bă, ai fost într-adevăr că n-ai câștigat niciun ban, bă, ai înțeles? Nu puteți și culca cu nevasta sau așa? Dacă ea a vrut, eu am acceptat că eu sunt bărbat și mie îmi plac femeile, da? Bă, ce bărbat ești tu, mă? E normal să gândiți așa, nu? Dar cum să nu fie normal? Dacă ea vrea să fac cu mine, eu mă duc și fac. Da. Om căsătorit. Da, păi om cu nevastă mea, bă, băi, cu nevastă mea. Eu nu mai sunt căsătorit cu a mea, că a mea îi place să numere blani, mi-a place face să... E ca o statuie acasă, da? De ce n-ai divorțat, da? Poftim? De ce n-ai divorțat? Păi, că nu vrea să mă lase. Nu, nu, uite, nici acum nu vrea să mă lase, da? De ce te-ai dus cu bărbatul meu? Hai, tu mi l-ai pus pe tavă. Vreau și o explicație. Ce explicație la tine? Hai, vină cu așa și zi-mi ce. Explicat.
de bărbatul tău. Așa. La beli de bani, așa cum am vrut eu. Pentru că mi-a pus pe tavă. De ce fă la beli de bani? De aia, pentru că așa. Că ți l-am pus eu pe tavă. Da? Fă, ți-am făcut un bine fai, uite. Făcând ți-ai plătit. Ți-ai plătit creditul, fă din cauza că ți-am dat eu bani. Fă. Fă. Care ești? Fii atent. Păi da, uite cum arăt eu. Cum arăți, fă? Uite-te mie. Fă, mă, care ești? Uite, 90, 60, 90. Fă, câte ai făcut? Ai 20 de ani? Mi le cade pe tine. Fă, tu ai 20 de ani? Când ai venit la mine la 40 de ani? Ce vrei să faci? Ce? Când ai ajuns la mine la vârsta mea de 40 așa, de ani și să încerci să faci și tu acum, copii, atunci, ai auzit? Hai, atunci, fă, da. Ce lasă fă cu asta, fă, ce lasă cu astea, ce lasă cu astea? Eu sunt fericit așa cum sunt, da, mie convine așa. Și ăsta e un fraier, că nu știe să-ți țină femeia, măi, da? Că eu de ce o fac fericit pe nevastă? Vorbești pe banii lui nevastă ta. Eu o fac fericit pe nevastă, sau de ce el o face? Banii cui? Păi nu știu pe banii cui, ce contează? Stă pentru tine de praz? Probabil, sau de ce? Ești probabil. Ești dacă i-a plăcut, înseamnă că a vrut, da? Și de ce veneai cu cadouri? De ce cotizai non-stop, hă? Dacă stăteam pentru praz, era altceva. Pentru că vrea, mi s-a plâns că are nevoie de bani acasă, că să nu câștigă, da? S-a plâns că vrea să-l angajeze, să câștige și el. S-a plâns că are rate, s-a plâns că are mașină. S-a plâns că n-are bani destui, da? Dar știi că îi aduce în casă, îi dă la bărbatul banii aia? Păi și care e problema ta? Problema mea este că îți bați joc de niște oameni. Eu nu mi-am bat joc de nimeni, mă. Ți-ai bat joc de mine, mă. Bă, termină, mă, termină, mă, te bag în spital, mă. Nu mai fă asta, înțelege? Dacă vrei să le ia la bătaie, bag pe tine în spital, ia la bătaie în timpul tău liber, ok? Nu când ești aici cu noi. Tu credeai că dacă vii la salon și faci pe grozava și pe victima și pe vai de mine... Fă, îmi permit, fă! Păi eu îmi permit! Eu n-am permit, ești nebună la cap. Și eu am permis banii ce-ți permis să de aia. Da? Pe cât să ți-a dat? Eu eram umilă. Știi ce? Să mă pun bine cu tine, că erai fraieră și știam că poți să profite pe pământ și pe tine. Și tu plângeai, adică eu mă plângeam la tine că uite ce face bărbatul meu, da? Ascultă-mă în comentarii. Să profit eu. Nu vorbi peste mine și ascultă-mă, da? Pentru că așa am chef. Hai, vorbește, să vezi. Hai, vorbește. Deci mi-a pus pe tavă. De ce nu faci? L-am pus pe tavă. Ți l-am adus ție. Ți l-am adus ție și zic așa, iar așa am făcut. Zi, da, așa ai făcut. Așa am făcut. Și bineînțeles, decât să profit de altele de pe el, ce le profit eu? Lasă că profit da, bineînțeles. Eu, da, bineînțeles. Bă, și ca să dau o lecție, să te gândi fără bărbatul. Și ca să dau ce bărbat vei popolo și jumătate. Du-te mai da? Cu asta. Da, bineînțeles. Calmați-vă, nițel. Păi mă, vii și tu mă fotografiezi pe mine viața mea privată. Păi cine ești tu, mă? Nu vă fotografiez. Păi da, cine ești tu, mă? Tu Ernest, de unde, mă? De unde ai apărut? La canal de am apărut. Să fiți sănătos cu canalele voastre. Doamne ajută. Canal, lăsați pe mine în pace, viața mea, ok? Eu văd că sunteți pe un trotuar acum. Bă, foarte bine. Ai prostit pe prostul ăla, dar ți-l dau ție fă să-ți plec cu el pe cap. Iar fă, iar! Să nu te mai gândești odată să mai vii, să mai ai tu pe un să-mi ceri care mai vine să-mi ceară mie ceva, ești ultimul om, da? Te-am tratat ca pe un rege, da? Am fost băiat bun și ți-am făcut toate serviciile. Ai fost băiat bun pentru că trebuie să faci. Toate serviciile ți-am făcut. Numai necazul mi-ai făcut în firul, băi. Cine cazul? Te-am ținut pentru nevastă ta, băi. Să mă dau niște bani, băi. Banii te fac superior sau cum? Dacă ai bani ce? Altfel, tu, ăla-i la cerșit în mijlocul străzii, băi. Ăla-i cerșetor astăzi, băi. Nu om de firmă, băi. De oameni, manipulez oameni. Gata, s-a terminat. Crezi că dacă ai bani, ce ești automat frumos? Eu nu manipulez pe nimeni, băi. E bune. Nu, dacă cineva vrea să facă ceva cu mine, face. Dacă nu, nu faci, ok? De ce vorbești așa cu el? Atâta timp când nevastă a vrut să facă cu mine, eu n-am zis nu. Da? Deci am înțeles ideea că vrei să te să mergi să mergi la femei. Cineva să angajează și pe asta că n-are bani. Și te-am angajat, bă, și pe tine, bă. Și ți-am dat bani, bă, și te-am pus în firmă, bă, ți-am dat firma și mașina pe mână, bă, și pe nevastă mea, bă, te-ai dus cu ea, bă, da? Și acum, mă, tu vii la mine și spui că ne că ești prost, da? V-am folosit ca niște fraieri. Ia-o, mă, uite. Pleacă, pleacă de aici. Ia-mă panara mașinii, mă duc cu ea. Mă duc cu ea, dacă sunt fericit că ea, nu cu tine, da? Ia, mă, ia, hai, du-te. Mă duc, mă duc. Du-te, mă, să vedeți la dar cu rigol ești nebun la cap. Foarte bine, eu n-am nevoie de nimic de la tine. Degeaca jos, degeaca jos. Pleci la mata. Valea, valea. Cum ai venit, bă? S-a terminat. Mă, va scrie pe tine aici. S-a terminat, la revedere, hai, pa. Am încercat să-ți explic, să povestim ca doi oameni. Mi s-o am, nu s-a obosit. Păi ce-s fazele astea? Păi bineînțeles că... Dar când ne vedeam noi? Ce bani ai văzut? Ce bani ai adus tu acasă? Spune, ce bani? Cum? De ce ai mai stat? De ce ai mai stat 5 ani? De ce? Pentru că șmecheră și pot. Lasă-mă, papagalul, hai cu mine. Hai, mă, cu mine. Hai, fă, ia-l. Hai, mă, să mergem. Ia-l, hai, tu nu vezi cu mine. Hai, mă. Băi, nu dau mine. Eu te-am tratat ca pe o regină pe tine, mă. Ți-am dat bani, ți-am dat funcție. L-am angajat pe bărbatul, v-am făcut tot ce vreți, mă. Am fost deșteaptă și te-am folosit că ești un păcălăt. Vezi, mă, că nici asta nu te mai amă. Vezi, mă, că nu te ia, mă, nici ea. Mă, vezi, mă? Filă de tine, mă, de ce stau cu el? Ce fă, de ce? Da, ți-a plăcut, nu? Ți-a plăcut! Da, ți-a plăcut! Hai, stai cu mine! Ți-a plăcut, da? Ți-a plăcut, da? A fost bun! Păi dacă l-am venit, ce-a stat fraia? Auzi, mă, ce zice? Auzi, mă! Am folosit! Ai folosit? Da,
Eu te-am folosit pe tine, nu tu pe mine, da? Ba da, eu ți-am băgat pe gâșeful cum ți-am vrut eu, fraiero! Da, s-a terminat, gata! Fraiere, de ce e fraieră, mă, și asta? Hai să scoie pasta! De ce e, mă, fraiera asta? De ce e, mă, hai, Valea! Valea! Bine ți-a făcut! Gata, s-a terminat! S-a terminat, gata! Hai! Te făceai? Pa, pa! Și n-am cuvinte! Hai, hai, hai! Pa, pa! Să ajungă pe străzi! Eu n-am vrut pe străzi, eu am muncit pe bani cinstiți și mi-am sacrificat viața ca să am și eu o familie și uite ce-mi faci. Ai fost deșteaptă pentru tine, nu pentru mine. Pentru mine ai fost o fraieră. Oana, hai să stăm de vorbă, omenește, calmează-te, da? Mai ești șmecher acum? Nu mai știu dacă consider că pot să te iau să te primesc în sufletul meu. Mă depășește. Deci crede-mă că mă depășește. Deci atâtea sacrificii am făcut pentru tine. Știi câte încredere aveam? Mai mult decât în mine încredere, atât de încredere aveam în tine. Și tu ce faci, Oana? Ce ai făcut? Ți-ai bătut joc de viața mea? Pentru noi am făcut, dacă vrei să știi, da? Asta. Asta e fericirea ta? Haina asta? Încălțăminte? Nu e vorba de haine. E vorba, păi știi foarte bine. Știi foarte bine că avem rate. Da, bine. Cum da. Să nu? A, deci acum te gândești că avem și rate, avem gândești. El îmi dădea bani și tot în casă, deci nu-mi luam eu alte alea. Da, și pentru rate. Eu banii care deci îi aduceam, numai de bani. Dar știi că îți reproșam eu ție toate astea, pentru că cu tine puteam povesti. Puteai să comunici altfel, puteai să vorbești cu mine, să-mi tu spui. Ești nu să te cunoști cu șeful. Păi eu nu pot cum să vin cu el, cu ce cu parazitul ăla? Ce înseamnă? L-am făcut de bani. Te-ai simțit bine în sufletul tău să mă vezi îmbrăcat, aranjat și să nu te gândești... Da, puteai să te aranjești tu ca bărbat? Da, să am și o femeie. Unde scrie că nu trebuie să te aranjezi? Dacă aș avea și o femeie, cum ar fi? Tu și stai tu să ai femeie, vezi de treaba ta. Tu și femeile. Tu piși la picioarele mele oricând. Păi prin lucrul ăsta trebuia să apreciezi. Deci tu piși la picioarele mele oricând. Eu prin lucrul ăsta trebuia să ții la mine și să mă iubești. Și uite de ce e la picioarele lui, știi? Ce vrei? Da. Deci era de frunțele. Băi, lasă-mă cu imaginea, că tu ești șmecheră, de-aia râdem. Da, foarte șmecheră. Băi, de capul tău! Băi, ești prost! Ești pa, prost! Pa, 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 pa! Pleacă, pleacă, tăi! Unde s-a dus și mama? Acolo o să pleci și tu, nebunule! Cum nu dovești că mă iubești când te culci cu șeful? Ce? Păi ce crezi că mai poți să fii subitul meu, pur și simplu? Ce crezi? Ce? E un ghețar! Atâta tot. Mamă, lasă-mă cu asta, acum te dai și tu pe aici, dar știi foarte bine că ești la picioare, știi foarte bine că mă iubești. Da, mă, mult că te iubesc, altfel nu făceam atâtea sacrificii, nu plecam 6 luni de zile de nebun să stau printre străini și să mănânce sufletul. Nu! Și munci, zi, stăm la oră târziu, 8, 9 seara, 10, 11 ca să lucrez. Pentru ce? Ca să-ți aduc bani și să scăpăm și noi de grijă, să ne facem o familie, să ne strângem și noi, să ne facem și noi un rost în viața asta, să fie și noi o familie frumoasă. Pur și simplu, cum gândești, nu știu, ți-ai bătut joc, pur și simplu. Știi că ți-am zis că am greșit? Crezi că dacă îmi spui că acum ai greșit, crezi că se poate așa, șterge cu buretele? Am pus totul pentru tine și tu ce ai făcut? M-ai călcat pe cap, pur și simplu. Îmi spuneai că stăm amândoi în... frumos în pat și îmi spunea că mă iubești și mă mergeai cu gândul că eu te înșel pe tine, că eu trăiesc cu cine știi sau am eu pe una care... Și tu ce ai făcut? A, știi cum făceai? Cine se scuză se acuză sau ceva de genul ăsta, nu? Uite, îți promit că... Crezi că poți cu promisiune să rezolvi totul? Fapte! Deja fapte... Uite, hai, lasă camerele și lasă astea. Nu, deci hai, gândește-te. Hai, te nu, uite, nu. Hai, deci mai bine, nu, mai bine. Deci cu promisiunile sunt sătur. Destul, m-am săturat. Hai, te rog frumos, hai să încercăm. Eu zic să lăsăm pe domnul Sebastian să-și rezolve singur problemele. Să facă cum crede domnia sa de cuvință. Dacă el acceptă ca femeia de lângă el să se comporte așa, treaba lui. Măcar voi să învățați ceva. Alo, ce vrei, măi, fată? Lasă-mi în pace că nu mai popești. Sunt crizată rău de tot. Iarăși l-am prins pe ăla, frate, cu manicurista. Ți-am povestit de ea că e amărâtă, că are credit, care nu știu ce, dar l-am luat eu pe bărbaxul la firmă la noi. Ești nebună? Da, cu aia. Cum mă să mă calmez? Cum în halul ăsta să mă calmez? Ești nebună la cap? Cum poți să mă calmez în halul ăsta? Aolo, ce-i fac, Doamne? Deci de-abia aștept. Nu mă iert, mă, ce-ai nebunit la cap, cum să-l iert, ce-ai? Nu,
Du-mă să vorbesc cu părinții tăi, să vedem exact care e chestia, să încercăm. Da, de ce nu vrei să mai dai o șansă măcar? Una, atâta, nu-și cer mai multe. Nu meriți. Pentru că odată ce ai făcut gestul ăsta, acum îl vei face și altă dată. Și altă dată. Uite, așa e, oricine ar gândi așa. Bun, deci dar măcar o singură, uite, deci, măcar, te rog, uite, frumos, du-te, fă-ți viața, trăiește-ți viața ta cum vrei și lasă-mă, gata. Nu ți ofer nicio șansă, uite, deci nu meriți. Uite, vorbesc cu părinții tăi, ca să vedem ce facem. Deci du-te, vezi-ți de pe țară.